Noi suntem și unde suntem amplasați acum și din cauza asta multă lume mai amână venitul la bibliotecă, dar asta nu înseamnă că lucrurile vor rămâne așa. Lumea citește. Absolut, am citit. Am, absolut. Pot să spun că un 25% cel puțin s-au pierdut pentru că e distanță și, în primul rând, copiii mici, care vin mai târziu cu ocazia asta la bibliotecă, după ce învață să parcurgă mijloace de transport, distanțele între diversele instituții, și bătrânii, care, oamenii mai vârstă, care se mișcă mai greu.